Și astea sunt următoarele modificări pe care le facem la Cesar și bineînțeles că nu avem cum să le facem altundeva decât la cel mai bun service din București. Ce se ocupă așa? Nu vă supărați! Nu vă supărați! S-o fi închis programul? Au program scurt? Păi e 5 și ceva. 5 și ceva? Nu închide la 5? Nu vă supărați! Avem și noi de modificat ceva la mașină, am vorbit cu doamna... Monica? Doamna Monica, da, am vorbit la telefon. Dar deci un pic. În toate comentariile m-ați criticat, da, că bișoi, că nu știu, nu sunt eu, că facem, că așa. Dregem, domnul că, Daniel, că sucim. Domnul... Deci toată lumea m-a criticat. Domnul că... Daniel, stați un pic. Stai puțin, sunt... oamenii nu știu că ăsta e de plastic. Eu sunt... Dar acum am venit cu adevărata uneltă. Ia uzi. Eu sunt cu modific, am vorbit cu doamna Monica, avem programare. Păi și eu te modific acum. La 5 era, dar am întârziat pe știință. Și eu te modific acum, că până acum oamenii au crezut. Te-am modificat cu ăsta de plastic. Stați un pic, n-ați înțeles. Eu cu să modific ceva. Telefonul. Stai sigur, nu răspunde-te. Ce-am făcut cu gură? Nu răspund. De ce? Nu vreau. Avem mai în cutie ceva, eu nu l-am. E plătit, dar l-am desfăcut de 2 luni. Și aici ceva. Să rămână. Cu doamna am vorbit la telefon. Așa. Doamne. Cu doamna. Deci fii atent, eu mă pun între ei. Dacă dai în el, dai în mine. E copil cu minte, nu știu ce tot ai tu cu el, nu pricep. Ai citit comentariile și ai văzut ultimul vlog. Știi de ce ai cagulă? Le meriți. De ce ai cagulă? Ca să nu fii și cum. Deci tu le meriți. Când a venit Monica afară, ești tare în gură. Nu mai trebuie. Ai și Monica și e tare în gură acum. Haideți mai repede că eu n-am timp cu modificatul. Așa, cu... ce vrei să facem? Deci aici avem noul volan de pe Cesar, nu l-a deschis. Nu l-ai deschis? Nu știu cum arată. De și aici avem DRL-uri pentru faruri. A, DRL-uri? Ce să... Au, era să scape pe jos! Deci astea sunt poziții de la galbene ca la CSL. Galbene? Da. Exact ca lumânarea. Ca lumânarea, da. Cât ai dat pe ăștia din China? Sincer acum. Alea sincer, le-am primit de la fratele, dar cred că 6 milioane sau 5 milioane. 6 milioane, 5 milioane. Hai să ne apucăm de treabă, că avem și treabă. Ce facem? Da, stai, cred că trebuie să întorc mașina. Așa, hai să vedem ce spune. Bun, deci prima oară trebuie să scoatem volanul. Vrei să-l faci tu sau îl fac eu? Deci dacă îl faci tu, îți iau banii la jumătate de preț. Dacă îl fac eu, îți iau banii la preț întreg. Am înțeles. Până acum, vorbeau ăștia în comentarii că ai dinții galbeni. Eu nu i-am văzut niciodată galbeni. Nu cred că de mine vorbeau că dinții galbeni. Ba da, de tine. Nu de mine și de zbârzi. Și din câte știu eu, zbârzi e fitul, nu? Nu e fitul! N-ai zis că nu-l cunoști. Cam care este prețul pentru montaj? Depinde. Depinde. Depinde de la om la persoană, de la om la animal. Acum vedem. E o plătire, adică uite aici, ai o gaură aici, vezi? Ai o gaură aici, uite. Și una în partea cealaltă. Și am și aici o gaură. Uitați-l în habitatului natural. Dar de ce are Daniel cagulă? Ca să nu vadă că mă suce. Mă pun pe scaun sau lângă? Pune-te pe scaun. Păi poate sare la gură, mă, Daniele. Sare din. Oprești contactul? Nu, mă, nu lasă-mi contactul pus. Bă, Daniele, sare ăsta în gură. Nu sare, ești culmea. Mă omori. Deci bagă ușor, uite aici pe gaură. Ușor, dar nu împingi. Ușor. A, de ce sună? Păi stai, mă, și aici... La fel? Pac! Și lasă-mi cadea, murit, să-mi bag fecioarele. Păi, dar unde? Mă, e la mișto, mă, nu aici. Nu te rămă la mișto. Deci vrei jumătate de preț sau vrei să fac eu? Stai un pic. Ce înseamnă preț complet? Până acum 100 de euro că am adus culele. 100 de ce? De euro că am adus culele. Apucă-te atunci de acum. Hai, schimbă-l. Stai să caut. 100, păi așa. Dar nu fi gaura bună. De montare, volan, să stai, mă, să vă bă, mă, lași, trebuie să găsim gaura perfectă. Uite, cu șurul pleșnița, uite ce ți-am arătat. Cu șurul, n-are YouTube Premium. Și fii s-o face câte 300.000 de euro din YouTube. Face să scoate. Am văzut la alții că au tăiat pe aici, pur și simplu au tăiat. Deci eu am venit la mecanic. Să uite pe tutorial. Taci, mă. Eu ți-am zis că are o steluță pe Google Reviews. Ți-am zis că are o steluță pe Google Reviews. Dar ai văzut ce preț avea acolo? Care? F13. Vila Nicula la vulcanizare. Operațiune. Montează borna de minus de pe baterie. Ce ți-am zis, Daniele? Deci vrei să demontezi și borna? Păi nu, să nu sar asta în gură. Nu, eu mă gândesc că e altă 100 de euro. Pune volanul nou pe poziție, respectând marcajul de ghidare. Da. Ne-am adus la 3. Are găuri, mă, are găuri. Așa, hai să-i scoatem borna. Unde ai bateria, în față sau în spate? Deschide și eu corbagajul. Păi poți să-l deschizi.
A, m-am mușcat de deget. Nu ține mai mult. Pe nu mă duc eu? Stai că nu lasa ci că tu mă furi. Mă duc eu otru să duc. Bă, vrei să facem vlogul, să iese vlog sau... Ia vezi vlog. Se bășește. Oh! Mai lasă-ne moșule că ne-ai plictisit cu astea ale tale. Cine? Adică. Sincer, deci eu... tot de la Lidl e și asta, da? Tot de la Lidl. De tot de la Lidl. Cheia de 10 ne trebuie. Asta e 10. Lasă-l pe moșnea, eu vă cer. Cățelu, cățelu, ce faci, bă? Ține mă că îmi căzură ăștia în cap, băga mea și picioarele să-mi bag. Pamango! Da, la de norocit. Asta e tot mai bun la aruncare. Vinde acum mașina. Da, bă, bune. Cum aveți voi pe Google? Aici, la SRL. La moșul SRL. Hodorogul SRL. Daniel Vulcanizare. Da. Nu-i găsesc clemele alea. Așa, așa faci în pat, Daniel, nu găsești clema. Nu găsești clema. Da, nu știu unde trebuie să... Aici e pe întuneric. Mai bagă un deget. Auză? Râdem noi, glumim, dar n-am mai văzut și noi o clemă. Ce râde? Ar merge o clemă. Bă, bune, doar cu șurubelniță. Și de-aia dreaptă, măcar că era în cruce. La voi merge orice strâmb acum. Să văd unde are clemă aici, să o scoatem și pe asta. A, s-a pasă în jos, da. La ruptă. Nu mă țărane, s-a pasă pe asta în jos. Și are un as. Are un as aici. Acum ne trebuie cheie de... Cât e cheia asta? 13. 13? Nu, eu zic că e de 16. Eu zic că e de 17. Facem un pariu pe 100 de euro. Hai că să mai... Iar 100 de euro, să mor eu. Deci 13, 16. Da. Hai, 16, da? 16, hai. Și asta e 17. Hai să vedem. Păi care și 13 are? Deci, de hai să vedem cine câștigă 100 de euro. Ăsta a câștigat omul. Ai văzut? Eu? Da! Pune 17 înapoi. Bă, hai, rămâneți voi cum așa că eu mă duc acasă. Hai până plecând de aici, așa s-ar putea să pleci fără roți. Ia, fă-mi o lumină aici. Bă, mă duc să iau lanterna aici, așa, să văd unde e clima. Uite-o acolo. S-o stau jos în lateral. Stai un pic să văd. Pe jos are clima. Nu, uite aici are. Asta e mai lung. Spira să-i rupi. Nu vreau să-i rup, nu. Ce e? Spira, păi dacă am rupt spira, ne-am încăcat pe noi. Ia vezi, gogule! Spira e la poziție. Nu mișcăm spira, că dacă am mișcat spira ne-am căcat pe noi, știi, da? A, s-a dus direcția în p***. Nu, fraiere. Ea are două ture jumate în stânga, două ture jumate în dreapta. Și pe aici așa are niște sârme bobinate, care dacă eu ți-o mișc așa, a rupt-o. 600 de euro la perdeu și spui alta. Așa. Hai, da. Dați un pic, domnule, că mi-a discutat altceva la telefon. Eu am vrut cu Dana, eu cred că știu foarte bine ce ți-am spus la telefon, că eu la 6 jumate mă duc la grătar. Tu cred că n-ai înțeles bine. Domnul Daniel, stai un pic. Păi și ia-ți volanul și du-te, stai puțin că... Și mașina? Din buzunar, să nu-ți mănânce... Bă. Păi stați un pic că eu am vorbit despre... Ce face Gogule? Aici rămâne mașina. Eu am vorbit cu doamna Monica că este... Ia așa să te echilibrezi, să ai două. Și pe ăsta să dau un din să-l ții. Eu plec la grătar, uite, uite, uite oameni, uite, mă așteaptă la grătar. Aha. Eu, uite aici se face grătar cu ceaun, cu ăștia, n-am ce să-ți fac tata. Să vă puneți, vă rog, pe canapea. Testimonial domnul Rareș, da? Da. Ok. Bun. Salut. Eu sunt Bisoi. Rareș, îmi pare bine. Pare bine. Nu ne. Ce părere ai de BMW-ul meu serie 6? Culoarea. Sigur. 8 din 10. Îmi place culoarea, dar arată la mai bine. Voi, da? Arată mai bine pe Porsche. Porsche? Okay. Tot aia e, da? Arată mai bine, deci de-aia îi dau nota 8. Bun. Așa, țeava gol. Da. Acolo îi dau 10. Corect. Îmi place... Perfect, am terminat și testimonial. Da, mulțumim, da? Ce părere aveți de vinderea acestei mașini? Vrei să vinzi? Da, vreau să vin. Ok, preț. Da. Zi preț. Tu ești jur de 30.000 de euro. Acum. Stați puțin, vrem să-l vindem dumneavoastră. Ca idee, așa. Am dorit să vindem mașina. Vi se pare ok? Da. De ce vi se pare ok dacă mașina e mai șmecheră? Mai șmecheră, am înțeles. Este loc de mai mult? Este, este. Bun. Ce părere aveți de volan, de noul volan? Nu știu cum arată. Ok, o să vedeți. Da. Facem testimonial după. Ce? Mulțumim frumos.
Dar mâncați bine aici la zbâr. Bună ziua. Bună ziua. Bistro, îi pare bine? Marian. Marian. Bun. Domnul Marian, ce părere aveți de BMW-ul seria 6 al lui Bisoi? BMW-ul seria 6 e o coajă de mașină. Poftim? Poftim? N-am auzit. BMW-ul seria 6. Foarte mișto, foarte mișto mașină. Ok. Ce părere aveți de vânzarea acestei mașini? Vânzarea? Da. Ar fi cazul. Poftim? Eu zic că e o idee bună, mereu e loc de mai bine și... Ce părere aveți de marca BMW? Marca BMW? Mm-hmm. Deci știu că dumneavoastră vă epatați în altceva. Niște tigăi. Tigăi? Tigăi, ok. Nu, ziceam că în... Bă, închide-mă geamul ăla, ok, curent aici, se aud vorbe proaste, aiurea să mă... Geamul mă, nu lumii. Ok? Foarte mișto, îmi place BMW, sunt mare fan. Am înțeles. Considerați că noul volan este ce trebuie? Foarte mișto și noul volan, l-am văzut, mi-a plăcut, asta este ceva, da, l-am văzut. Nu mințiți? Nu. Mulțumesc frumos. Haideți următorul! Unde-i blondul? Bună ziua, Bisoi, cântat. Salutare. Cum vă numiți? Andrei. Nu camera, nu camera, la el, bine. Andrei. Ce părere aveți de BMW seria 6? Păi când l-am văzut mi se părea tare, dar nu știu. S-au de tare și nu prea vine. Am înțeles, na. Liniște, vă rog frumos. Ce părere aveți de vânzarea acestei mașini? Să vinzi mașina? Nu înțelegeți română? Nu cred că ți-o cumpără nimeni. Adică să zici, ai zice dacă era M6 și se auzea așa, dar se aude așa și să aibă bară de luxury, vorba aia. Măcar de la luxury. Da. Ce părere aveți de noul volan? Noul volan, nu l-am văzut, corect. Dar din nou, de ce ai schimbat volanul? Nu putea să te aparcat acolo original? Păi nu, dar vrea să-i pun volan Mercedes, să fie și așa. Haideți-vă frumos, vă mulțumim frumos pentru testimonial, nu mai bine? Facem unboxing. Unboxing. A luat de Mercedes? Te jură. Și p***a peste Da, eu pentru o secundă m-am gândit că ți-a pus ăla cu volan. Băi, vai de... Își vine cu tot cu airbag? Toa! Bă, e tare rău! Băi, de tare ești, nebun! Wow! Cum da, a cântat? Chiar l-a făcut frumos. Și vezi că are și M1 și M2. Stai mă puțin. Chiar l-a făcut. Dar de praf nu-l aștepți, măi, pe plin de praf. Uite, ți l-a făcut de M. Am văzut. Bă, el e frumos. E făcut frumos. Că abia știu cum arată. Bine, mă. Ia vezi Google, vezi că e tare rău. Mă, dar chiar e tare. Dacă vrei și tu să ții un volan din ăsta, să nu mă nebuniți cu mesajele peste tot de unde l-ai luat, unde l-ai făcut, eu l-am făcut la băieții de la Carbon Innovation, v-am lăsat un link în descriere. Dacă vrei și voi să vă faceți un volan custom, vă las și linkul de la Instagram, le dați mesaj băieților și pot să vă facă absolut tot ce aveți voi în minte. Adică dacă eu am reușit să transpun această idee în realitate, sigur pot face și ei față la orice idee aveți sau dorință. Dați-le mesaj acolo sau comandați direct de pe site. Mamă, dar chiar e tare, mă, așa să fie urât. Ține, a sărit dintr-o parte, atât, lasă-l. Nu ești, nu. Ia vezi acum, ușor, să nu se prindă firele, stai. Legă-ți-mi volan. Deci bun, ăsta e volanul și acum, dar cum se bagă ăstea? Ăștia? Da. Le băgăm în cur. Te ajut? O de la far. Nici nu avem faruri. Ia aia zic. Să-mi dați să-i scoți asta. Nu știu dacă putem să o facem astăzi. Ca să spun de ce trebuie demontată tot, să văd unde este. Ori aici. Stai să caut litoria. Păi cred că aici. Ori aici. Păi, și cum ajungem acolo? E jos. Daniel! E jos? Nu, e pe dracu. Așa la trei... Căcat de cheder, vrea să scoate. Eu, sincer îți spun, eu n-am fost la BMW-uri, că n-am avut BMW-uri, eu aveam Dacia, tata. Da, aveai pe jos, da. A, păi și asta, nu, dar nu trebuie să o dai jos toată. Nu, vine jos. Păi da, nu trebuie să o dai jos, poți să o belești aici, nu? O dau așa pe spate. A, și acolo mai are, a, da mă, nu e greu. Are imbus, mă, dacă e aici, suntem scoși. Știi cum o să ajungă mașina asta așa? Turbina am pus. Dar zici că este la talcioc. Pă bune, da. Uite ce e aici. Acum să vedem dacă ne merg încheie. Eu zic că ar fi asta. După așa. Să vedem dacă are Daniel simțul găurii după 50 de ani. După ce eu zic că l-are. Du-te, bă, din prima am nimerit-o. Dar e pe de-aia, pe stânga și pe dreapta. Stai cu moșul și cu baba. Nu știu. Care s-a apucat să facă dragoste. Așa. Și treabă moșul. Intră? Nu. Pe unde e? Că nu e înăuntru nici în afară, bă. Da, uite, bine că plătești meseria și ai și... Ai și glume, ai și stand-up. Nu, ai și stand-up, aia zic. A pus eu și un plăjit să pe acolo pe jos. Ai 8. Ia. Bă, veni cu ea special, mă, pentru ăștia pe știință.
Am luat picioare. O singură șurubelență. Nu cred. Mă jur. O singură șurubelență am de asta cu Ingus. Și uite și tu că merge. Dar cremele unde sunt? Wow! Uite-o, Google, exact acolo! Jură-te! Dar n-aveți și noi un bifor. Dar vezi că e stânga și... Ba, da. Nu punem unul. Pune decât unul. Și se vede unul, alb, unul, da. Dar eu știu că e de stânga și de dreapta. Să nu cadă șurubul, parcă m-am... Dă lanterna. Nu cred. Dă lanterna. Ai luat? Uite-l aici. Țărane, te-ai speriat degeaba. Da, zisă, ți-aduce aminte ce zisă, că-i dau cu șurubă. Ce zisă? Nu scoate toate astea că țin eu de ea, mă împinge în cutilul asta. Băi, tu știi, parcă sunt pedepsit. Ai intrat, mă? Da, mă! Bă, ce fericit sunt! Auzi, dacă până acum ne-a luat talonul, acum îl ia sigur. Asta mai este. Aici ai trei leduri, aici ai trei leduri. LED-urile ăștia îți dă în fascicul ăsta de lumină care îți dispersează lumina aici și încoace. Băi, ești nebun? Dă-mi ca să filmezi. Deci ai văzut? Adică ca să înțelegi. Deci uite, ăsta de aici. Ca să înțelegi cum funcționează. Ca să înțelegi deci, ce funcționează. Uite, vezi aici? Da. Ăsta e LED-ul, da. Și ăsta e ăsta. Așa, ăla e fascicul care îți dă aici. Dă-mi poziție. Bravo. Direct de asta. Să-ți facă toată chestia. Bă, ce tare. Bă, ce place. O vezi? Și asta stă un pic la distanță. Și acum i-am pus șuruburi. Ia și la ăla cum era albă, trebuie să spun. Era LED. Nu, LED-urile nu-ți dai seama până nu le aprinzi. Ah, ok. O, ce nu am de unde să știu. I-am pus șuruburile și după ce îi punem șuruburile, îi punem și volanul și șuruburi. Facem o probă. Deci prima e deja făcută, ca nouă. Uite, a scos și un clip de alea din buzunar. Auzi, dar nu se dă parcată la fel și cu volanul al... Ai mai făcut gluma asta și înăuntru. Ah, ok. Auzi? Okay. Auzi, dar nu stai la fel parcată și cu farurile alea vechi? Dar vezi ce arfe și-a luat? Asta mic. Da, deja nu mai e același. Deja a început cu arfe, cu alea. Urmează și ăsta. Stai că și ăsta e copt, încă nu e copt. Auzi, era altul. Era altul, da. Dar de ce mergi, frate, cu asta? Consuma aia mult? Da, mă, săgețile încă zboară. Call start. A, stai. Deci alea sunt puse, domnul Rareș. Urmează să zic că alea sunt puse, urmează să punem volanelul. Mama, hai să vedem cum arată volanul ăsta. Vezi că aici așa nu mai are dinți? Uh-huh. Vezi? Are f*** singură. A, deci ăsta e volan folosit? Da, uite, are toți dinți singură. Am înțeles. Și ăștia puțin cu semnul ăsta. Uite cum tremură deja. Da, de-ai Parkinson? Nu intră la dinți. Mama, i-a pus de la de serie 8. Nu intră. Nu are aceeași. Ia dă-l pe al vechi încoace. A, păi, dar chiar că uite, ăsta e mai subțire, sau? Ori aici, prins un pic. Nu intră, să-mi bag din ăsta, să văd. Stai, mă, un pic, stai, mă, bă. Ăsta îl scos să-i ușor și-l bag tot ușor, uite-te aici, la semn. Bă, când ce să-l mai intră? Să umflăm, să-mi bag Să umflăm. Gata, mă. Bine-s. Și uite-te tu, verifică încă o dată, eu zic că e pe semn, ia, tu ai ochii mai buni. Semnul ăsta ar trebui să aibă aici un semn. Da, când dai și un blitz. Ia lanterna, că de-aia dai lanterna. Deci, semnul ăsta ar trebui să aibă semnul acolo, ia uite-te. Eu zic că e, nu? Așa zic și nu, e cu, a? Un pic, ăsta e prea mult tehnică. E semn pe semn, uite-l, e pătrat pe pătrat, nu? Este? Să nu fie cu un dinte, așa-l văd și eu. Semn pe semn. Deci nu am greșit. Mă arată! Ce uite, Skoda de asta am avut și eu. Tu? Da. Cum adică ai avut Skoda? Așa cu trapă? A avut maică sau ai avut tu? Eu am avut. Păi și ce ai făcut cu ea? Am văzut. Nu înțeleg. E un insight ceva? Dacă nu mă urmărești de mult. Zi, mă! Skoda super. Păi și ce ai făcut cu ea? Dă-mă și airbag-ul, că-ți dau una în capa. Dă-mă airbag-ul la ui. Îți plăti la lucrare sau la timp? Păi la ură, mai bine trage de timp. Vezi că e folosit, uite, deja codul e rupt de pe el. Eu n-am făcut nimic. Da, mă, dar nu mă interesează. Îl montez? Păi da, nu? Așa vine. Da, așa e. Trebuie, că poți să da. Pun și invers. Așa e. Îl montez? Da, da. Da, mă! Uite cum arată, ești nebun! Zici că e pe aia de raliu acolo. Bă, ești mai prost decât noaptea. De ce? Păi să nu mai... Să nu mai... Să nu mai... Da, vezi, auzi de ce hază? Acum nu, acum o dă ca și cum el nu... El știa. El știa, el știa. Ce? Auzi, de
de acum plecăm noi cu volanul bun. Gata, mă, pune și jurul. Păi și așa, mă, băie, nu mure tu, că nu conducei tu. Păi exact. Asta și așa nu se desface, ca să spun de ce nu se desface. Pe șurul este cu dinți, care dacă e invers. E bravo. Vezi, vezi, știe, mă. Știe, n-are capul meu. E, gata, mă. Bă, cum arată și cum îți fac calculator. Da, da. Stai așa, mă, că ești gura lui. Bună. Gata, mă. Frumos. Dai buton. Adică să-l pornesc? Pune contact. Yeah. Și... că nu ne mai auzit. Uite, s-au oprit și astea. Ne uităm pe față? Nu acum, nu acum. Dai contact, nu-i da, că nu ne mai auzim. Eu vreau să văd alea, ia. Sunt? Ia, închide capul ăsta. Stai, că vreau și eu. Uf. Vă-te! Da. Coi, uite cum arată. Ia. Uaaa! Ești frumos! Ai M6CS! Wow, cum arată! Ai M6CS, efectiv! Ce-ai văzut? Băi, Gugule! Băi, criminal! Pentru 200 de euro! Mici! Băi, cum? Crezi că alea funcționează? Adelări? Eu nu cred. Cred că poți să o bagi într-a doua, ia vezi. Da, uite că se luate, uite. Mergem, doi, uite. Merg invers. Ce? Daniele, sunt invers pe Adel. Ia, nu cred. Popo, mi-ai dat? Popo, ți-am pus. Nu, eu ți le-am sucit. Bă, dai cu stânga, te obișnă. Bă, stai așa. Poate pentru Anglia sau... Nu mă întreba, frate. Anglia se schimbă cu stânga. Nu. Aie, te obișnuie de ideea așa. De ce sunt invers? Bine, se potrivește că e roz. Da, tu dai seama, da. Dai seama dacă aș fi da. E așa, să nu mai poți să bagi da. Cardul acolo jos. Da, cu bara luxury mișto rolul tot. Bă, măcar e... Și cu jantele astea mișto. Nu, mă, lasă că ai tu jante pe 22 la 2000 de euro, 4 bucă de timp. Cu tablele lui. Sunt mai scumpe astea câteva tale. Așa și... Da, uite. Aspectul contează. Mamă, dar uite cum arată. Deci totul este montat, șoferul este pus aici, volanul este trântit. Dar domnul mecanic, să ne spuneți cât ne costă. Ia. Cât vrei tu, cât te-a spart, te-a spart cum trebuie. Asta e nașoară. Cât vrei tu, eu am muncit, ți-am făcut treabă. Îți zic eu, e de la 500 în sus oricum. Tu să-ți faci niște? N-am cash, că știți cum e cu băncile, cu... N-ai cash. Și când vorbești cu mine, trebuie să... Bă, ce p***? Ce-am găsit în buzunar, ești prost? Jură-te! Stai un pic! Domnul Daniel, stai un pic, stai un pic! Bă, what the fuck? Bă, tu ești prost, 100, 200, 300, 400, 500 de euro! Bă, tu ești prost? Jură-te că nu știi din... Deci, domnul Daniel, rămâne să stabilim. Aștept. Am înțeles. Vă mulțumim frumos. Ești mulțumit pentru... Sunt foarte mulțumit, are. Foarte așa, mulțumit, da. Știi că eu mă uit în sus. Da, ziu, nu. Perfect. E. Și dacă nu ieșa, ieșa bine oricum. Mai sară o roată. Nu, că e perfect. Vă mulțumim foarte mult. O să vă recomand. Cum vă găsim pe Google? Hodorogul SRL sau cum era? Vă mulțumim frumos. Ce râdeu. Suntem pregătiți, da? Centura. Stai, centura, da. Park, drive, da? Ce râde e ăla? Deci ca să dăm pe minus, M2, M3, M4. Dar de ce o fi așa? Deci e minus, e plus și plus e minus. Trebuie să înțelegeți asta. Păi dă-o de pe manual. Poate spar... Ce faci, mă? Dă-mă în drive, gata. Nu știu, la Mercedes, dacă e pe manual, mai dă-o dată în drive și... Bun, hai să vedem. Cum e Gogule? Păi bune? Dar vreau și eu să conduc, doamne. Dar și că nu poți să stai așa. Da, stai așa de aici, din poanie. Dar vezi că e talent. Bine, asta nu-mi plac padările, sincer. Sunt prea mari și gen... Când am volanul așa, nu mai văd în ecran, știi? Uh-huh. Sunt un pic prea mari. Dar e tare că vezi ceasurile, bine. Da, e foarte... Dar aici, uite aici, nu poți să faci așa, trebuie să... Dar nu e greu? E de jos, mă. Bă, nu e greu, trebuie să te obișnuiești. Dacă ții de vârful, e perfect. Faci de aici, de aici plac. Ca la tubă. Liber dreapta. Uite. Perfect. De aici a plecat. Deci e bun.
Aia e toată mișcarea. Uite. Iu! Dar uite ce merge din panie. Ba, ai înțeles? Dar cum e volanul? Ce mai e, omule? Mm? Da. Ia, ia, dă-mi coace. Pov. Vrei să nu schimb de pomadele. Simi eu, ca să vadă ambele mâini. Mă, uite cum se vede, Gogule! Și dacă dau pe plus? Deci acum plusul face... Acum plusul face pops. Are buton de pops. E din podul palmei asta. Dau și pe asta? Inferioară. Ia uite-o. Băieți, hai să vedem reacția lui Kitsu la volan. Ești pregătit? Vezi că eu n-am reacție, dacă... N-ai reacție? O să ai. Foarte nebun. Ah. Ce? Asta e pe bune? Da! Cum conduci? Pur și simplu. Băi, e tare. Îți place? Pare incomplet, dar e tare loc, aia. Tu știi când conduci că ți dă coarne. Păi de unde știi? De la Gami. Bă, la pușcărie. Dar s-a zis Gami și când a pus mâna claxona din greșeală. Că el era obișnuit să pune mâna acolo sus. Nu mai poți. Ce? Culoarea sau ce? Nu. Dar chiar tu n-ai văzut niciodată n-ai dat. Nu, niciodată, am văzut-o mai devreme, că am trecut, că am venit mai devreme și tare rău. Așa. Îți place culoarea. Da? Dar nu te-ai dat înăuntru, nu te-ai dat înăuntru. Îmi place rău de tot, ai schimbat volanul. Da, da. Și am pus și... Am pus astea de CSL. Galbene. Dar nu e legal. Nu e nimic legal pe ea. Și dacă te oprește, e gen plăcuțe jos. E tot. Adică și permis și tot. Se întâmplă. Exact la fel. Dar nu, vezi că nu se pe magnet. Ah, ok, e rău. Ia. Dar nu-i normal. Poți să conduc așa un pic? Da. Vrei? Da. Hai. De ce nu te-a adus pe tine până aici cu mașina? Gami. Până aici? Da. Păi și Gami era cu mine la masă. Nu era. Dar descuie și mie dinăuntru, de pe mijloc, sub ecran. De sub ecran. Nu știu să folosesc BMW. Băi, eu am pus mâna așa, bă, Gami a claxonat. Mamă, de... Vezi că e foarte... Zici că are retard. Mamă, de rău, gen. Dar aici trebuie să dai cu spate. Mă, de rău, gen. Da. Nu știu să pară chestii. Dar zici... Dar zici că am o retard. Da, da. Zici că ești cu trotinet acum. Băi, de aici... Real, e altă experiență, dar eu jur că n-am văzut în viața mea așa ceva. Nici eu n-am văzut.